De ce nu avem încă 5G? De ce plătim abonamente pe care scrie 5G, dar funcționează mai slab câteodată decât 4G-ul? De ce se întâmplă lucrul ăsta în 2023, când e o tehnologie despre care vorbim de 5 ani de zile și despre care am văzut o grămadă de lucruri interesante în ultimii 5 ani de zile la târgurile de tehnologie? Alte țări au implementat-o deja de 4 ani, iar nouă ne-a luat numai puțin de 3 ani de zile să punem la cale licitația aia pentru frecvențele care trebuie aprobate. Și plătite, desigur. Da, statul român și-ar fi luat, bine, și-a luat până la urmă, că au fost aprobate în toamna anului trecut, aproape 500 de milioane de dolari de la operatori pentru acele frecvențe. De ce a durat atât? Noi am fost printre primii care am avut o rețea UTP în Europa. Am fost printre primii care au interconectat rapid orașele cu fibră optică și apoi am tras fibră optică peste tot, prin copaci, peste tot. Uitați-vă încă în orașele în care nu le-au băgat încă în pământ, deși chestia aia se întâmplă iarăși de vreo 5 ani de zile. Uitați-vă câte fibre optice sunt pe stâlpi. Avem infrastructură pentru 5G, că până la urmă 5G-ul se bazează pe fibră optică. Motive sunt multe și tehnologia nu este unul dintre ele. Avem tehnologie să ne punem și în cap. Am văzut o grămadă de companii, zeci, sute de companii la Mobile World Congress 2023, la Barcelona, târgul ăla despre care vorbește toată lumea în perioada asta, care vin cu echipamente complete de rețea și de transmisie și de calcul și de testare și de securizare pentru rețelele de 5G. Sunt toți operatorii acolo, absolut toți. Și noi însă suntem la coada calului. Am fi putut să avem și noi 5G aici pe tricou și să-l vindem pe gb.ro împreună cu alte gadget-uri pe care le-am testat și pe care le recomandăm cu cea mai mare căldură. Intră pe site și da, este o plasare pentru gb.ro. Am văzut companii precum AMD, IBM, care se ocupă de servere, procesare de date, voce, semnale digitale și internet, Mobileum, care face analitice și securitate pentru rețelele 5G, Celxica, Comba, care fac antene radio și GSM, Mavenir, care face software de rețea și cloud management, Ucla, faimosul Speedtest, care știe toată lumea, care testează internetul din toată lumea și ne spune care țară este în top. Noi eram în top 5 acum câțiva ani la broadband, acum suntem codași și Bulgaria e pe locul 3 la implementare. Îi avem pe cei de la Thales, care fac securitate, procesare de date și automatizare. Avem companii precum NEC, care vin cu ecosistem hardware și software complet, au companii terțe care se ocupă de chestia asta și pot pune pe picioare rețea 5G imediat. Vin cu totul, servere, antene, conexiuni, absolut tot. Avem China Mobile, avem Etisalat, operatori de telefonie din China sau din Emiratele Arabe Unite care vor doar să arate că există și eventual să mai câștige un pic din piața din Europa. Lucru care nu-i rău, pentru că vin peste concurența asta mare pe care o avem cu operatorii consacrați de la noi din continent. Toate aceste companii parcă cerșesc puțin atenție de la operatori și de la guverne ca să vândă echipamentele pregătite pentru noua tehnologie. Unii au deja contractele făcute, alții arată că există doar ca să atragă atenția țărilor care nu au făcut încă investițiile. Și una dintre țări am putea fi noi. Problema este că noi nu acceptăm decât de la anumiți provider de tehnologie anumite echipamente. Vă spun imediat și despre ce e vorba. Planul de acțiune 5G al Comisiei Europene din 2016 prevedea că țările din Unie trebuiau să pună la dispoziție pentru utilizare spectrul de frecvențe joase pentru rețeaua 5G până la 30 iunie 2020. Spectrul de frecvențe joase, 30 iunie 2020. Abia în noiembrie 2022 a fost făcută licitația în România. Și din câte știu, pe lângă România mai sunt Polonia, Lituania și Estonia. Cred că ți-ai dat seama de ce am întârziat atât de mult, nu? Deși se spune că a fost COVID-ul de vină, că 2020-2021, după aia a fost recesiune și după aia diverse motive politice, care toate au fost o scuză bună pentru cei care se ocupau de chestia asta să se miște mai greu. Deci noi am venit cu această licitație cu 3 ani de zile întârziere. Am pierdut din start 3 ani de zile pentru tehnologia aia care ar fi trebuit să ne aducă internet la viteză de 600 de ori mai mare decât 4G-ul. Da, 10 gigabits era notația 5G-ului, mi se pare, acum ceva vreme când era prezentată foarte eroic pe la evenimente. Această tehnologie trebuia să ne scape de cabluri atât la oraș, dar mai ales la țară. Trebuia să-i scape pe operatori de problema de a trage cablu și de a face o acoperire completă și pentru zonele rurale, pentru că o antenă de 5G putea acoperi o distanță mult mai mare. Și o poate face în continuare. Din punct de vedere tehnic știm însă că nu se va întâmpla asta. 5G-ul se bazează pe mai multe benzi de frecvență, iar acum vorbim de cele de frecvență joasă, adică până în 3800 MHz, 3,8 GHz. Acestea sunt folosite în principal pentru transmisia pe distanțe mai lungi, dar la viteze mai mici. Viteze mai mici care pot concura
câteodată cu 4G-ul, care merge până pe la vreo 300 de megabits pe secundă. Teoretic, am atins 180, dacă nu mă înșel, ultima dată când am făcut un test serios. La fel ca 4G-ul însă, și 5G-ul se bazează foarte mult pe fibră optică, de care avem foarte mult. Dar crezi că atunci când dai un telefon sau faci un apel video cu cineva din Arad și tu ești în București, se transmite chestia aia din antenă în antenă? Nu! Se transmite prin fibră optică. De la cel mai apropiat stâlp de tine până la cel mai apropiat server și apoi se trimite prin fibră optică până la Arad. Nu e nevoie să folosești doar antenele pentru chestia asta, când și fibră optică poate acapara o capacitate foarte mare de date în același timp. Tot fibra optică ne va ajuta și pentru 5G să obținem vitezele alea fantastice pe care noi nu le vom obține, pentru că nici măcar nu se discută de millimeter wave, adică benzile de frecvență de la 26 de GHz până pe la 66 sau 22 până la 66. Nu discutăm despre chestiile alea încă. În practică vei obține viteze mari în situații excepționale și doar atât. Doar dacă nu cumva vrei să-ți instalezi o antenă din aia de millimeter wave pe casă, în cazul în care operatorul are un stâlp în apropierea ta și stâlpul ăla nu trebuie să fie la o distanță mai mare de un kilometru și să n-ai copaci și să n-ai foarte multă cărămidă, devine deja complicat. Eventual și un router foarte performant la care să conectezi antena respectivă să beneficiezi de viteza aia maximă. Sunt niște investiții pe care aproape nimeni ca și utilizator nu vrea să le facă și operatorul nici atât. Că nu sunt atât de ieftine ca tehnologia de televizor prin satelit. Antenele și receiverul erau extrem de ieftine și dați-le dădea operatorul cu o chirie de 2-3 lei pe lună și apoi ți le cerea înapoi după 5 ani, ca să le recicleze, nu de alta. Putem să lungim foarte mult această explicație, dar cred că ne interesează mai degrabă de ce nu avem tehnologie, nu cum funcționează. Cel puțin nu acum. Și asta este pentru că nu vrem suficient de mult. Nici noi n-am cerut-o suficient de mult ca și utilizatori și până la urmă este normal, 4G-ul merge foarte bine și nici operatorii sau statul nu-și bate capul prea mult cu chestia asta. Pentru că vezi tu, tehnologia 4G care a apărut acum, care a fost implementată acum 10 ani, 13 ani și a scos banii până acum. Investițiile alea s-au plătit, iar acum totul este profit curat. Mai sunt salarii, mai este service, asistență, lucruri de genul ăsta, dar în mare parte au venit abonamente peste abonamente noi și tipuri de monetizare nouă în pachetul de servicii al unui operator. Nu mai iei doar voce și date. Iei și televizor, iei și Netflix, iei și abonament la un alt serviciu de streaming, probabil din România. Sunt multe chestii la mijloc acolo. Televiziune, de exemplu, care vine acum tot digital. Tot prin fibră optică circulă și televiziunea, semnalul de TV. Așadar, ca business, operatorii nu văd trecerea la 5G ca fiind una necesară, urgentă în momentul de față, pentru că din investițiile pe care le-au făcut în 4G, care s-au amortizat între timp, au luat vreo 5 ani dacă nu mă înșel, acum sunt 100% pe profit. Complet, doar profit, doar servicii. Iar asta este iarăși un motiv pentru care suntem în urmă. Un alt motiv ar fi, poate chiar o scuză, faptul că noi suntem aliați cu Statele Unite, ceea ce nu este un lucru rău. Problema este că Huawei a vrut să ne vândă echipamente de rețea pentru 5G undeva de 4 ori mai ieftine decât le vindeau ceilalți concurenți. Nu putem să mai cumpărăm de la ei și se pare că nu mai putem să cumpărăm nici de la Nokia. Sunt două companii de la Nokia care iarăși s-au băgat în discuția cu guvernul și nu mai pot vinde echipamente la noi. Din ce motiv? Nu știu. Și a rămas doar Ericsson, care a fost aprobat pentru a vinde echipamente și atunci când este un singur vânzător, automat poate să ceară ce preț vrea el pentru fiecare echipament în parte. Așadar le luăm mai târziu, le luăm mai scump și le implementăm mult mai greu. Deci la cei 3 ani de zile mai poți să adaugi cel puțin încă 3 și uite că 5G-ul la noi va dura cel puțin încă 6 ani până când să-l avem așa cum trebuie. Așa cum ne-am fi dorit de fapt noi ăștia care suntem un pic mai maniaci cu tehnologia. Să vedem că e acolo și că merge așa cum mi s-a promis. Apropo de operatori, situația asta se întâmplă și în Germania, unde probabil ai văzut routerele acelea roșu cu alb, Fritz, care funcționează pe ADSL, o tehnologie atât de veche, care reușește să trimită cumva 300 megabits pe secundă. Bine, dacă te uiți la echipamentele noi, știu și 10 gigabits pe secundă prin ADSL, dar folosesc rețeaua de telefonie, care, bineînțeles, este acolo de 50 de ani, cel puțin, și tocmai de aceea și ei sunt reticenți să treacă la fibră optică și să interconecteze pe toată lumea cu 5G. Iarăși, un pas înapoi. Așadar, printr-o coincidență de factori foarte ușor de evitat de altfel, 6 ani de zile este premiza probabil cea mai bună în care vom avea viteze cu adevărat rapide pe 5G, mai rapide decât 4G-ul în momentul de față. Fă un test, dacă ai un abonament de 5G să vezi că nu obții mai mult de 100 megabits pe secundă. Poate dacă ai noroc și te afli lângă o antenă de test și te conectezi până la vreo 500 și ceva. Cam așa mergea acum câțiva ani de zile când făceam noi testele prin oraș. 500-600 de megabits, eram wow, se poate. Acum nu se mai poate, pentru că și aici în fața sediului funcționa cu aceeași viteză. Acum merge cu maxim 100, dacă ai noroc și o zi însorită. Tu ce părere ai?
Vrei tehnologie 5G? Ai nevoie de ea? Mașini automate care se conduc singure nu prea avem și nu o să avem în curând pentru că nu ne permite Uniunea Europeană. Dar am putea să beneficiem de faptul că există această tehnologie și să construim pe ea, pentru că ar fi trebuit să vină 10 de miliarde de euro în toată Europa de altfel pentru a crea joburi noi doar prin prisma implementării acestei tehnologii. Și vor veni, însă puțin mai greu. Mi se pare însă fantastic că Statele Unite a crescut atât de mult în ultimii 3 ani de zile pe această tehnologie și au rezolvat în mare parte problemele pe care le aveau cu cei care stăteau foarte departe de orașe. 5G-ul este într-adevăr soluția și uite-te la reclamele lor, pentru că fac push pe 5G-ul ăla peste tot, și la Super Bowl, și pe internet. Dacă te uiți în Statele Unite, reclamele de 5G sunt totul. Și da, au profitat și ei de faptul că oamenii nu știau ce e 5G, au pus și ei eticheta de 5G pe semnalul de la telefonul mobil, chiar dacă tu aveai un 4G amărât sau 5G ready, dar până la urmă mi se pare că au acoperit vreo 50% deja. Ne avem câteva orașe, București, Brașov, Iași, Cluj și încă vreo 2-3 din astea mari, unde semnalul e bun în centru, acolo lângă sediul operatorului. Cam asta e situația. Cam asta e 5G în România și astea sunt așteptările pe care le am eu de la el în următorii 6 ani. Sunt curios ce părere ai tu. Ai nevoie de 5G? Vrei 5G? Chiar crezi că nu ne va ajuta? Nu? Porumbei, sunt în siguranță, stai liniștit. Lasă un comentariu mai jos dacă ai timp și hai să intrăm în această discuție. Iar dacă ți-a plăcut acest video, dă un like, dă un share și dă un subscribe dacă nu te-ai abonat deja acestui canal.